Bun găsit, stimați telespectatori, și Hristos a înviat! Ne bucurăm să ne întâlnim în această zi extraordinar de frumoasă, pe care cel puțin credincioșii din țara noastră o celebrează, sărbătoarea Învierii Mântuitorului. Mă bucur să pot să îl am de această dată pe președintele cultului creștin baptist din România, pastorul Viorel Iuga, căruia îi zic Hristos a înviat! Adevărat că a înviat Domnul Iisus. Vrem să discutăm viața creștină prin prisma viața și, deci prezentul și viitorul creștinului prin prisma învierii Domnului. Se leagă lucrurile? Păi dacă n-ar fi înviat Hristos, nu mai discutam despre creștini, e clar. Deci noi fie că vorbim de trecutul creștinului, de prezentul și de viitorul creștinului, fără învierea lui Hristos suntem zero. Dacă vă cere cineva să vorbiți despre cea mai importantă faptă din viața Domnului Iisus, care ați alege-o? Nu există. Deci eu am învățat din greșelile altora și din greșelile mele. Îmi pare rău că alții nu învață din greșelile lor sau din greșelile mele. Și-o mai spuneam, greșelile noastre ale predicatorilor, când apărăm în fața oamenilor și spunem cea mai, când e vorba de Iisus Hristos. La asta cu cea mai importantă faptă nu m-am gândit, că ar trebui să spun Hristos m-a mântuit pe mine. Asta ar fi din egoismul meu să spun că cel mai bun lucru Hristos a îndurat de mine. Dar eu mă duc că suntem în sărbătoare, mă duc pe ideea asta sărbătorilor. Deci auzi predicatori, sper că nu mai sunt, dar auzeai predicatori. Fraților, nașterea Domnului Iisus Hristos, cel mai important eveniment, că dacă Iisus nu s-ar fi născut, nu urma nimic, știi? Nu trec decât câteva zile și ei uită, cel mai important, Hristos a botezat, dacă nu se boteza, n-avea binecuvântarea Tatălui, varză ieșa din lucrarea Lui, vine săptămâna mare, cel mai important că Iisus a stat pe cruce, dacă nu murea degeaba s-ar fi născut, vine Duminica Înviere, ei dacă sunt și unii atenți în biserică, că unii nu sunt atenți, e ok pentru noi, dacă unii mai au și notițe și au 7 predici cu cel mai important, ar trebui să vin să spună, frate Iuga, te lămuri și dumneata care e cel mai important, că ai vreo 7 cu cel mai important și încă nu s-a sfârșit anul. Eu nu cred că în lucrarea lui Dumnezeu și în lucrarea Domnului Iisus Hristos există important și lipsit de important. Eu cred exact ca în Biblie, că iota din Biblie și cuvântul din Biblie, deci cuvântul care vorbește despre Dumnezeu în Scriptură nu e mai important decât cuvântul care vorbește despre Zacheu. Punct. Este cuvântul lui Dumnezeu. De asta nu cred că există vreo faptă mai importantă a Domnului. Cineva spunea că dacă la amvon e ceață, în biserică e întuneric beznă. Acum, eu am pus o întrebare retorică. Evident că nu se poate una fără alta, dar prin prisma mântuirii omului, Biblia, textul sacru, că noi de la el pornim, pe el ne-am specializat. Și bine pe el să rămânem. Așa să rămânem. De ce leagă mai mult mântuirea? De moartea Domnului Iisus sau de învierea Domnului Iisus? Ca să ne referim la aceste două evenimente în preajma cărora ne aflăm în sensul comemorării. Eu cred că mântuirea este legată de Iisus Hristos. Corect. Punct. Iisus Hristos are naștere, botez, fiecare zi, suferință. Da, scrie, Iisus a murit pentru păcatele noastre. Da? Și a înviat pentru așa. Pentru că am fost socotiți neprihăniți. Da. Sigur, nu deci poți... toate m-aș duce pe altceva dacă întreb care etapă din viața Domnului Iisus Hristos cumva este mai aproape de inima noastră înțelegere. Că e clar că noi vorbim de mântuiți prin Hristos. Și Hristos nu poate fi separat. Acum, dacă întrebăm prețul mântuirii, când a fost plătit, noi toți o să spunem a fost plătit pe Golgota ca jertfă. Eu dacă vreau să spun prețul a plătit de când a luat hotărârea să vină din cer. Mielul junghiat înainte de întemerea lumii. Da, adică Hristos a suferit de acolo pentru noi, că de asta a venit. Deci de asta când eu nici în viața oamenilor nu prea sunt de acord cu să împărțim chestiile astea și care, să contrapunem care e important și care e important, pentru că acum avem o vârstă și ieri când am crezut că ceva nu e important, mi-am dat seama ce important a fost și am ratat. Și la unele chestii care le-am crezut noi majore și am zis că ne aruncăm de la etaj sau că dăm lovitura, ne-am dat seama că de fapt nu a fost atât cum am crezut noi.
Deci lumea lui Dumnezeu este dincolo de înțelegerea noastră, ne acceptăm limitarea. Da, în mod normal, în săptămâna mare și în duminica înviere, în săptămâna mare punem mai mult accent pe suferințele lui, pentru că ne gândim la suferințele fizice, și în ziua învierii Domnului Iisus Hristos punem mai mult accent pe bucurie, pentru că iată... Și biruință, da. Vedem noi biruința care, dacă m-aș duce teologic, biruința era și în ziua de vineri. Numai, vedeți, noi care suntem limitați în timp și noi care mergem secvențial, noi le împărțim, dar în lumea lui Dumnezeu n-a fost așa. Deci în lumea lui Dumnezeu biruința a fost câștigată din veșnicii. Îmi place ce zice John Stott într-o lucrare a lui. Zice că moartea Domnului Iisus este o biruință câștigată și învierea Domnului Iisus Hristos este o biruință proclamată. Dar sunt biruințe amândouă. Chiar și întruparea poate fi considerată o biruință. Slujeam, predicam nu demult despre credincioșia lui Dumnezeu și am făcut legătura cu Geneza 15, unde Avram pune, ridică un semn de întrebare, de unde voi ști când vei da țara? Deci cumva pune la îndoială credincioșia lui Dumnezeu. Și atunci e acolo un legământ cu trecerea printre animalele despicate, deci ca Dumnezeu să poată să ne fie credincios și-a asumat responsabilitatea noastră, a intrat în legământ, plătind el prețul pentru noi. Păi acum, dacă noi nu tot am împărțit pe puncte și pe din astea, nu s-ar mai justifica slujba noastră, dar interesant că noi avem predici cu tot biruință și de asta, și toate sunt adevărate, depinde de la... Eu cred, deci noi, pentru că trăim în timp și spațiu, noi lucrurile le vedem secvențial. În lumea lui Dumnezeu este total diferit. El vede începutul și sfârșitul în același timp, moartea și învierea în același timp, înfrângerea și biruința în același timp. Și de asta omenește, privim prin ochelarii noștri, prin mintea lui Dumnezeu, nu avem cum să privim decât să credem ce ne spune El. Și... Cel mai glorios capitol din Biblie care descrie, să zic așa, și prezentul, dar mai mult viitorul creștin, este 1 Corinteni 15. Dacă vreți să vorbiți puțin despre conținutul Evangheliei, iată... Păi, glorios sau dureros, depinde iară pe ce scaun stau. Da. Glorios că l-ați privit prin ochelari și vă uitați la frumusețea viitorului. Eu de ce am zis, cum a zis de Corinteni, m-am gândit la două aspecte practice. Unul de frumusețe, când Apostolul Pavel, cum spunem noi, marele Apostol Pavel, și care a fost mare, el nu s-a intitulat așa, vine și le spune în Corint, zice, n-am o altă evanghelie decât ce v-am predicat până acum. Acum eu sper că nu vă prezentați la o sărbătoare cu aceleași predici. Că ce zice lumea? Băi, dar fratele, ce faci? Zice, asta ne-a zis-o anul trecut. Nu știu pe Pavel dacă l-ar suporta vreo 3 ani să vină cu aceeași predică. Dar uite că Pavel... Da, Petru spunea, vă este de folos, da, dacă bom, mă repet. Da, da, dar noi sigur vorbim... Sigur că încercăm să nu ne repetăm. Da, deci asta este. Avem adică ce să vorbim. Le împachetăm altfel, că acela este adevărul Hristos. Deci, pe de o parte, este bucuria și mânghierea mea că Apostolul Pavel spune, frate, eu chiar n-am altceva să vă aduc decât Evanghelia, iar Evanghelia este Iisus Hristos cu toate secvențele din, care este partea dureroasă. Că în biserica din Corint, care câți ani avea vechime? Că nu vorbim de sute de ani, nu vorbim de mii de ani de la învierea lui Hristos, da? Pavel spune, dacă toate astea s-au întâmplat și sunteți de acord cu ele și vorbește despre învierea lui Hristos și cu mărturiile acelea, că s-a arătat lui și apoi mi s-a arătat mie. A murit, a înviat, da, a fost îngropat și s-a arătat. S-a arătat și ultima dovadă, să zic, cu care vine el, pe lângă toate celelalte, ca la 500 de frați și nu știu ce, zice, mi s-a arătat mie și viața mea e transformată. Nu m-a transformat religia sau confesiunea mea, că știți cine a fost înainte? M-a transformat Hristos. Dacă n-ar fi înviat Hristos și nu mă întâlneam cu el, eu nu eram aici, eram alt om. Zice, cum zic unii dintre voi, din biserică, că nu este o înviere a morților. Că nu este înviere. Teribil. Deci... Oare o fi și astăzi între creștini, între iarăși retoric? Păi, persoane depinde. Care se nege învierea lui Hristos. Depinde dacă vrem să ne amăgim sau suntem... Trebuie să fim realiști. Realiști. Nouă ne-ar plăcea ca păstori, ca slujitori să credem că toți cei care vin la biserică cred cu fermitate în învierea lui Hristos și în învierea lor. Că aici era în învierea morților, dar aici este subiectul mare.
poate m-aș mira, dar n-ar trebui să mă mire că unii nu cred în învierea fizică a lui Hristos, unii cred în învierea lui Hristos, nu cred în învierea noastră. Deci nu știu, noi încă rămânem cu ideea. Întrebarea este, mai sunt creștini aceștia? Trebuie să o spunem pe șleau. Dacă se numesc creștini sau dacă... Nu, dacă sunt. A te numi e una. Eticheta da, se poate noi, pune noi pe orice... Nu vrem să-i lovim pe oameni prea tare. Nu știu dacă e bine sau e rău asta. Eu cred că trebuie să-i confruntăm. Asta e necredință în faptele vitale ale... Bun, Pavel, lui Hristos. Că vorbim de 1 Corinteni, Pavel este atent. Că trebuia să fie atent cu corintenii. Dar este și dur în același timp. Adică direct, ca să nu spun dur. Versetul 2, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o și învierea e o parte și vine, altfel, degeaba ați crezut. Și vine cuvântul ăla groasnic, degeaba. Adică ați crezut. Bun, cum văd eu la ei? Din nou, secvențial. Ajunge Evanghelia adevărată la ei. Ei cred în învierea lui Hristos, în mod implicit cred și în înviere, și se pregătesc pentru înviere. Că Pavel spune, bă, uitați-vă la voi ce ați făcut ca să vă pregătiți pentru înviere. Vine cineva la ei, alți predicatori, cu altă evanghelie trunchiată și unii dintre... Erezii nimicitoare. Da, și unii dintre ei cad în plasa ereziilor și nu mai cred în înviere. Și atunci Pavel trebuie să vină să le explice, dar Pavel va veni și a spune, oameni buni, ce trebuie să vă lămuriți, că voi vă lămuriți, decizia este a voastră. Ele vin la pachet. Nu poți să spui Hristos a înviat, noi nu vom învia, și nu poți să spui noi vom învia fără să spui Hristos a înviat. Dacă a înviat Hristos, înseamnă că există înviere. Înseamnă că El este Dumnezeu, a spus adevărul și Hristos vorbește și despre învierea noastră. Dacă n-a înviat Hristos, atunci... Bunicii voștri care au plecat crezând în învierea lui Hristos și în Hristos sunt în iad, sunt pierduți. Părinții, prietenii voștri, nevestele, soții, noi suntem martori mincinoși. Sunt pierduți. Noi suntem martori mincinoși, ar trebui să ne omoriți cu pietre. Bun, și aici eu cred că pentru evrei putea asta, eu să mint în numele lui Dumnezeu. Nu te gândești că m-ar trăsni Dumnezeu. Adică chiar m-ar lăsa Dumnezeu tot să umblu cu minciuni. Iar voi, care mai aveți un pic de speranță, încetați cu speranța. Dacă n-a înviat în Hristos, credința voastră este zadarnică, sunteți pierduți și voi. Deci un creștin autentic nu poate să spună, cred în învierea lui Hristos, cred că Iisus Hristos cel viu este mântuitorul meu personal, dar nu cred în învierea mea și viața mea. Nu se poate. Deci ori ei Hristos și viitorul plin de speranță împreună, ori îl elimin pe Hristos, n-a înviat, elimin mântuirea, elimin tot. De unde optimismul creștin mereu prezent, ca să zic așa? Tocmai comemorarea învierii Domnului Iisus Hristos și încredințarea, și vom veni la câteva dovezi care sunt prezentate aici referitoare la înviere, a fost acel factor din... mă rog, care a dinamizat mărturia creștină. De ce? Ce s-a dovedit practic prin învierea lui Hristos vis-a-vis de toți vrăjmașii și contextul de atunci? S-au demonstrat foarte multe. Odată, învierea lui Hristos demonstrează că toate scripturile au spus adevărul. Pavel spune, a înviat după Scripturi. Da, deci mereu spune, omul care a înviat după Scripturi, deci când Hristos a înviat, omul a spus, wow, înseamnă că Biblia are dreptate. Bun, dacă Biblia are dreptate pe înviere, are dreptate pe toate celelalte, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. A înviat Hristos înseamnă că El tot ce ne-a spus, ne-a spus adevărul. El ne-a spus că va muri, a murit, El ne-a spus că va învia, a înviat, dar El ne-a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Ce fac? El este Fiul lui Dumnezeu. El ne-a spus despre calea împăcării cu Dumnezeu. E adevărat ce a spus despre El, e adevărat ce a spus despre Biblie, e adevărat ce a spus despre Tatăl, e adevărat ce a spus despre Duhul Sfânt, despre viața viitoare, despre viața viitoare și toate astea alte, despre botez, despre sfințenie. Deci învierea lui Hristos vorbește despre cuvânt, despre Tatăl, despre Fiul, despre trecut și despre viitor. Partea frumoasă, că spuneai de optimism, dincolo că tot Hristos înviind,
îmi dă garanția aceasta că rămâne viu în vece vecelor, că este prezent, controlează istoria, ne pregătește casa din ceruri, promisiunea este cu noi în fiecare zi. Ne face și pe noi biruitori. Toate lucrurile, mai mult decât biruitori. Da, toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe el. Cununa va fi dată celor care iubesc venirea Domnului Iisus Hristos. Deci învierea lui Iisus Hristos este o nouă garanție. Că și până aici am avut garanții. Mântuitorul spunea, uitați-vă la lucrările mele, ele dovedesc că sunt cine sunt. Dar asta care era așa, că cu minunile, cu chestiile astea mă duc la, eu nu le înțeleg pe toate, dar mă gândesc cu groază la puterea demonilor. Te-ai gândit la chestiile din Egipt, că o vreme și vrăjitorii le făceau pe toate. E aproape incredibil, da? Da. Bun, acum am eu o glumă așa, n-avem noi destul păduchi pe care ne-a dat Dumnezeu ca pedeapsă, să mai fac și ăia păduchi, știi? Adică diavolul mai poate adăuga suferință, nu binecuvântări, mai poate adăuga suferință, binecuvântările așa, ca să ne înșele, cum spunea e într-o altă emisiune, pentru un moment, ca să ne fure adevărata bucurie veșnică. Și clar că pentru cel care mai avea nevoie de ceva, învierea lui Hristos e dovada că Dumnezeu a fost mulțumit de tot ce a zis Fiul, tot ce a făcut Fiul. Menționați versetul acela din Scriptură în care Pavel spune că Iisus Hristos a fost dat, a fost răstignit, a plătit prețul pentru că noi eram păcătoși și Dumnezeu l-a înviat, că asta este foarte clar în Scriptură, că Dumnezeu l-a înviat datorită faptului că noi prin el putem fi socotiți, suntem socotiți neprihăniți. Deci aici este aspectul acela foarte important prin care Tatăl spune eu ca Dumnezeu față de care voi oamenii ați greșit, eu sunt mulțumit. Hristos a împlinit tot ce trebuia să împlinească ca eu să vă pot oferi iertarea. Cum să nu fie motiv de bucurie? Cum explica Pavel când mergea prin sinagogi? El se ducea la niște oameni care spunea, oameni buni, voi trebuie să veniți cu vițelul, cu mielul, cu făina, cu un de lemnul, cu toate astea veniți în fiecare an sau de mai multe ori pe an ca să aveți o libertate de conștiință, să ziceți că Dumnezeu v-a iertat și concluzia care este? Da, Dumnezeu ne-a iertat, dar noi de păcat n-am scăpat, că iară trebuie să venim și la anul sau peste nu. El spune, tot ce n-a putut face legea și toate jertfele, oricât de mult am încercat noi, a făcut Iisus Hristos printr-o singură jertfă, iar învierea lui Hristos este dovada că Dumnezeu spune Hristos a fost exact ce trebuie. Poate ar trebui să ne gândim și în termenii aceștia, încă din vechime, dacă ne gândim la Abel și la Cain, Dumnezeu spunea dacă este mulțumit de jertfa adusă sau nu. Nu știm cum i-a spus lui Cain și Abel, dar toți știm că amândoi au știut cum a privit Dumnezeu la jertfa lor. Apoi eu zic că în sistemul sunt alte ocazii în care Dumnezeu prin foc sau altceva arată că este mulțumit de jertfă. Când cazul se, lui Ilie, de da, da, când se instalează deja sistemul legislativ, cum înțeleg eu? Că de asta venea preotul la tine cu toată hârtia, și spunea Viorele, ce aduci? O jertfă de mulțumire? Da. Hai să vedem. 1, 2, ai 70 de lucruri sau 7 lucruri care trebuie împlinite. Jertfa ta le împlinește pe toate 7, înseamnă că Dumnezeu îți primește jertfa. Aici au început și șmecheriile, dacă nu ești. Nu împlinește decât 6 condiții. Viorele, degeaba o aduci, că nu ți-o va primi Dumnezeu pentru că nu are o ureche. Și Dumnezeu nu o poate primi, da? Trebuie să o schimbi. Ei, în momentul în care Hristos se aduce ca jertfă pe sine, Tatăl trebuia să dea un răspuns. Sunt mulțumit sau nu sunt mulțumit de jertfă? Care este răspunsul? Cineva spunea, învierea Domnului Iisus Hristos este aminul lui Dumnezeu la strigătul s-a isprăvit, s-a săvârșit. Corect. Lui Iisus. Deci Dumnezeu prin înviere spune, sunt mulțumit 100%, s-a încheiat, ușa mântuirii este deschisă. Și a demonstrat pentru moment, în contextul romanilor, al diavolului, a tot. Ca să înțelegem mai bine ce a demonstrat învierea, faptul că n-a rămas în groapă Domnul Iisus. Păi spuneam deja că este Dumnezeu, că a spus adevărul, că planul lui Dumnezeu se împlinește, că diavolul oricât ar încerca să triumfe sau nu ceva. Nu are ultimul cuvânt. Nu are ultimul cuvânt. El poate așa străluci pe un moment ca să ardă veșnic în focul veșnic. Da?
Și de aici fiecare poate să-și facă aplicațiile cum dorește, că binele nu va triumfa, ci răul va fi înfrânt, că bunătatea este deasupra răutății, că viața este deasupra morții, că știu lumina de aici, asupra întunericului, da, îi lăsăm și pe alții să spună toate lucrurile astea frumoase, dar adevărate. Deci adevărate. Așa este. Ziceam de câteva dovezi din care deja una ați amintit-o, mărturia scripturistică cu privire la dovedirea învierii lui Hristos. Dacă tot vorbim de oameni care încep să nu mai creadă și nu cred pentru că n-ar vrea să aibă de-a face cu Dumnezeu, deci după faptele trăite în prezent, n-ar vrea să se întâlnească cu, mă rog, propria lor înviere înaintea unui judecător drept. Dacă ne amintim de familia Bodnariu, nu? Bun, da, acolo învățătoarea, practic, a luat atitudine negativă împotriva copiilor, pentru că ăștia au spus că va exista judecată, va exista o înviere a omului și o dare de socoteală. Eu zic că noi trebuie să fim foarte cinstiți cu noi înșine și să spunem așa, nu cred în învierea lui Hristos, iau toată Biblia și o pun pe foc. Deci nu există că decupez asta din Biblie, rămâne Biblia, da, rămâne Biblia, Dumnezeu e bun și mă va binecuvânta, mi se vor înmulți caprele, Hristos n-a înviat sau dacă a înviat nu există judecata viitoare, că mă tem că eu am fentat cu caprele, nu. Deci ori iau Biblia ca întreg, ori dacă nu o bag toată pe foc. Deci nu merge așa. Este clar. Și atunci apostolul Pavel vorbește că învierea s-a produs după Scripturi, deci mărturia scripturistică, cum zicea Domnul Iisus, Scriptura nu poate fi desființată pentru cine, mă rog, e realist și vede lucrurile. O pot desființa pentru mine, dar nu o pot desființa pe ea. Eu pot să nu cred Scriptura, o desfințez pentru mine, prin credința mea, dar asta nu înseamnă că adevărul nu rămâne adevăr. Așa este. Și apoi alte dovezi, care sunt enumerate aici în 1 Corinteni 15? Păi nu știu că n-am deschis acolo, am deschis numai așa să vadă și oamenii că am deschis eu Scriptura, dar uite cum a avut Domnul milă de mine exact la 15. Deci așa, după Scripturi, după Scripturi, și apoi spune că s-a arătat. Și noi vorbim mereu de arătările Domnului Iisus Hristos după înviere, nu știu dacă le pot zice în ordine, Maria Magdalena, nu? Acolo. Acum o să mă duc un pic, deși știți că nu e așa, am putea să spunem Maria nu și-a dat seama chiar atunci. Bun, nu vorbim doar de Maria, vorbim de un grup de femei. Ca o femeie mai îndurerată sau ceva, dar nu somnambulă, că să te duci până la grădina mormântului sau ceva, te trezești, adică și pe drum, da. Dar un grup de femei care erau mature și lucide, care mergeau și cu bagaje, cu miresme, deci nu vorbim de oameni care umblau în somn, că se duceau să ungă trupul lui Iisus și care dialogau pe drum, cine ne va prăvăli piatra. Deci din nou vorbim de oameni conștienți, ajung acolo. Femeile acelea discută cu îngerii. Știu ce le spun îngerii și toate celelalte. Deci avem deja un grup care spune, am auzit mesajul de la înger, nu este aici, dar nu ne spune nici că a fost furat, nici că s-a evaporat, nici că l-a dus. Domnule, nu este aici, a înviat. Mereu se spune, a înviat și se spune, îl căutați nu pe un Iisus, Iisus Hristos din Nazaret. Deci vorbim de, în limbajul nostru, de CNP-ul. Vorbim de aceeași persoană. Scriptura este foarte atentă. După aceea vorbim de... Haideți să rămânem puțin aici. De ce aceste femei nu sunt amintite? Versetul 5 zice, mă rog, a fost îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, versetul 4 și 5, s-a arătat lui Chif, apoi celor 12. Nu vorbește de femei deloc aici. Păi nu vorbește despre femei, că vorbesc toți ceilalți despre femei, iar interesul lui aici nu este acesta subiectul. El subiectul e mai târziu unde vedem că tot capitolul dezvoltă pe credința, nu, el nu demonstrează aici învierea lui Hristos, aici doar amintește învierea lui Hristos, pentru că el va trebui să demonstreze credința noastră, baza credinței în învierea morților. Și pentru că lucrurile, cum facem noi într-o emisiune sau într-o predică sau într-o discuție? Când toată lumea știe despre ce este vorba, e absurd să pierzi o emisiune, ca și cum noi acum am discutat o emisiune despre războiul din Ucraina sau invazia Rusiei. Noi putem doar să amintim ceva, deja toată lumea știe, besătul, are ucrainieni în casă, are ucrainieni în biserică. Noi am zis, voi bateți apa în piu, încercați să ne demonstrați. Oare să aibă legătură și cu faptul că mărturia femeii în societatea iudaică de atunci nu era prea grozavă? Nu m-aș duce pe chestia asta, pentru că Iisus Hristos sper că le-a schimbat mentalitatea.
Și Iisus Hristos a ridicat femeia unde trebuia să fie, da? Deci nu m-aș duce pe chestia asta. Eu m-aș duce că era atât de evident că a înviat Iisus, că oamenii nu comentau învierea lui Iisus. Deci cei din Corint nu comentau învierea lui Iisus. Ei spuneau, noi credem în învierea lui Iisus. Și Pavel doar le aduce aminte. Măi, voi credeți în învierea lui Iisus. De ce vine el la lucruri foarte apropiate? S-a arătat lui Chifa. Păi cine era Chifa? Era stâlpul bisericii, nu? Care se știa, era lui Sarim. După asta s-a arătat celor 12. Iarăși foarte important. Dom'le, și oamenii ăștia, cei 12, sunt în viață. Puteți vorbi cu ei. Și apoi vine s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Dintre care cei mai mulți sunt în viață. Eu am mai spus și în altă ocazie. Eu când eram copil mă gândeam, Doamne, cât de bătrân trebuie să fie ăștia, că spune în Biblie că sunt în viață și eu credeam. După asta mi-am dat seama că erau în viață când scria el, nu când citeam eu, da? Și apoi în urmă tuturor s-a arătat lui Iacob, din nou apostol, și apoi după ei mi s-a arătat mie. Sunt mult mai multe dovezi. Deci mărturia scripturistică, mărturia martorilor oculari și apoi a experienței personale. Da? A experienței personale la care eu adaug mărturia istoriei, la noi. Pentru că întrebarea mea este, dacă nu a înviat Hristos, cum de există astăzi biserică? Plecând de la afirmația Mântuitorului, dovedită istoric, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Deci pentru mine, ca să nu mai intru în toate chestiile și este astea. Și o mărturie a logicii. Deci dacă n-ar fi înviat Hristos, aveau apostolii entuziasmul să meargă înainte, să-și dea viață pentru minciună? Bun, sunt atâtea, dar eu spun așa, o biserică prigonită de la nașterea ei, totdeauna puțini, oameni cu un anumit statut, cel mai mult, cum spune Pavel, nu sunt între voi, se înmulțește în fiecare generație, cea mai prigonită instituție de toate formele de prigoană și dinăuntru și din afară, și astăzi Biserica lui Hristos este în viață, înflorește cu speranță. Există o singură speranță, nu e vorba despre ea, e vorba despre el, păstorul care are grijă de turmă și va avea grijă de turmă. Deci dacă nu ar fi înviat Hristos, nu mai exista biserică. Ziceam efectul, parafrazând, învierii Domnului asupra prezentului și viitorului urmașilor săi. Și nu folosesc creștinilor, ci urmașilor săi, că e mai biblic, mai potrivit în contextul etimologic al vremii. Versetul 19 scrie, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Oare de ce a pus problema de maniera asta? Ca și cum pentru prezent... Nu. În niciun caz nu putem interpreta așa, pentru că Scriptura ne demonstrează că fiecare secundă trăită cu Hristos este semnificativă. Deci dacă eu aș vrea să mă duc pe modul radical în care pune aici Pavel problema și la scoate din context, eu aș spune, dacă numai 5 minute am trăit pe pământ, ele merită trăite cu Hristos. Pe de altă parte, Pavel este foarte realist și spune, oameni buni, pentru viața aceasta există omenește vorbind bine și fără Hristos. Și noi nu putem nega lucrul acesta, bine din punct de vedere omenesc. Există oameni mai bogați decât urmașii lui Hristos, există oameni mai liniștiți decât urmașii lui Hristos, există oameni cu mai sănătoși, mai încredere. Deci, din punctul ăsta de vedere, întrebarea ce fac oamenii ăștia când se termină binele acesta și ajung în ziua judecății în fața lui Dumnezeu. Ce fac ei când pleacă din lumea aceasta? Deci apostolul Pavel prin aceasta nu vrea să spună viața pe pământ cu Hristos. N-ar merita. El ce spune? Oameni buni, oricât de frumoasă ar fi viața cu Hristos pe pământ, și asta trebuie să înțelegem noi și asta credem, oricâte binecuvântări mi-ar da Hristos aici pe pământ, dacă Iisus Hristos m-ar duce numai din binecuvântare în binecuvântare, ce îmi poate da Hristos aici pe pământ, nici nu merită comparat cu ce îmi va da dincolo. Și de ce? Nu pentru că nu vrea Hristos. Hristos, dacă mă binecuvintează aici, mă binecuvintează într-un trup limitat, o minte limitată, într-o lume limitată, cu toate problemele ei și pentru cât? 70 de ani, 50 de ani, 80 de ani, iar dincolo Hristos mă va binecuvânta
cu un trup care nu mai are treabă cu spațiu, cu timpul, cu durerea, cu părtășie, cu veșnicie, cu prezența Tatălui, adică nici ne putem imagina cu ce ne binecuvintează. Ochi de om n-a văzut, ureche de om n-a auzit și inima omului nu s-au suit, adică lucrurile pregătite de Dumnezeu. Asta este ideea, nu încerca să-ți imaginezi că n-ai cum. Și totuși, dacă ne-am oprit la 1 Corinteni 15, se vorbește puțin și despre viața viitoare. Noi mai avem vreo 18 minute din emisiune. Păi dacă vorbește, vreți, mai rămânem la prezent, dacă vreți să mergem puțin și la viitor. Se vorbește puțin mai mult, deci Pavel merge pe ideea aceasta. Voi sunteți frații mei, apropo, îi tratează ca frații ai lui. Și frații mai pot greși, dar trebuie tratați ca frații recuperați. Nu-i bagă direct în ea, dar este foarte direct cu ei. Spune fraților, ați fost învățați bine, a venit cineva și v-a schimbat perspectiva. Dacă rămâneți așa cum v-au schimbat alții, tot trecutul s-a dus, sunteți pierduți. Și eu, dacă aș fi în locul vostru, sunt pierdut. Dar eu încerc să vă ajut cum? Să vă spun că există viață viitoare, există înviere și întrebarea lor, nu? Vedeți, de ce spun că au venit? Zice, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune, adică v-ați făcut niște prieteni noi care vă învăța greșit și uite că v-ați încurcat, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, adică nu crede cuvântul lui Dumnezeu în întregime înseamnă păcat, sunt unii între voi care nu cunosc pe Dumnezeu, dar erau din biserică, nu-L cunosc pe Dumnezeu, să încerc eu să fiu un pic mai larg la inimă, nu-L cunosc pe Dumnezeu exact așa cum este, adică cunoști despre Dumnezeu doar ce-ți convine. Despre El, dar nu pe El. Da. E mare diferență. Și acum vine întrebarea. Dar vor zice unii, adică unii spun, bun Pavele, tu tot vrei să ne spui, să credem în înviere, dar spune-ne și nouă cum vor învia morții. Am înțeles că învie Dumnezeu, că ăsta e planul lui Dumnezeu, gata, asta ne-a lămurit. Cum vor învia? Asta e curiozitatea omului cu nepotul care e cu curioșul, da? Cum înviază și mai ales cu ce trup? Că noi vrem să știm toate astea. Și Pavel își permite o eticheta aici, om fără minte, adică om fără minte poți fi foarte deștept și să n-ai minte, să n-ai teamă de Dumnezeu și el vine și ia poate că lucrurile cele mai de jos și spune, știi cum o să-ți vorbesc despre învierea morților? Te pun să ai o discuție cu nevastă ta și cu soacră ta, că tot vorbeați de locul femeii în generația respectivă. Ce bănuiesc că tu nu te duci în grădină să pui mărar, să pui pătrunjel sau să pui altceva, dar discută cu nevastă-ta și cu soacră-ta care se duc și pun cartofi. Și întreabă, băi femeie, tu când pui cartoful ăla acolo, tu nu te dai de pământ, nu faci un privechi de înmormântare. De ce? Păi tu n-ai aflat de la nimeni, n-ai scormonit niciodată în pământ să vezi că va putrezi cartoful pe care îl pui tu? Și zice, dacă ai o nevastă deșteaptă, spune, Ionică, dacă acel cartof nu putrezește, tu la anul nu mai mănânci cartofi. Păi cum e asta? Nu știu, întreabă-l pe Dumnezeu care așa hotărât ca viața să vină din moarte, omenește vorbind. Și discuți cum e cu pătrunjelul, cu celelalte și spune, băi, de fapt, dar și eu fac asta, că eu nu mă duc în grădină, dar mă duc la semănat pe câmp. Și eu știu că bobul ăla de grâu care îl arunc, moare. Și apropo, dacă nu moare, spunea Iisus, rămâne singur. S-a încheiat tot acolo. Dacă moare, din el vine viața. Și atunci el spune, exact așa trebuie să te gândești la învierea noastră. Că trupul acesta, că asta este problema cu trupul, trupul acesta se duce în pământ, vede putrezirea și Dumnezeu va face minunea aceea ca din tot ce s-a terminat omenește vorbind, noi să fim oamenii aceia noi, dar chiar la trup fiind. Acum, eu m-am gândit toată tot așa, că eu le gândesc în felul meu și multe le-am gândit când a fost tânăr. Așa. Prima dată trupul acesta a meu, după ce Dumnezeu mi-a dat viață prin părinți. Dacă m-ar întreba cineva, un tânăr, auzi, din ce-i trupul ăsta? Eu să zic, din cartofi din Maramureș, din brânză de la Suceava. Din ce am mâncat. Din ceapă de la Ip, din Sălaj.
Păi cum? Păi zic, Dumnezeu a luat o chestie, o roșie din America, o pătlăgică de dincolo, astea au venit în trupul meu și Dumnezeu așa m-a ținut în viață. Și m-am gândit că unii spun, păi dacă eu rămas mâna pe front, dacă, adică toate astea s-au descompus, s-au făcut cenușe cu tare, ce o să fie? Spun Dumnezeu care atunci din castraveți le-a pus toate la un loc, o să, dacă vorbim despre trup în felul acesta, eu cred că trebuie despre trupul viitor să ne gândim la altceva. Și aici se și spune, trupul este semănat în putrezire, învie în neputrezire, semănat în ocară, învie în glorie, în neputință și înviază în putere. Și ce e foarte important, finalul, moare firesc și înviază duhovnicesc. De asta, pentru mine, dar mie îmi place lumea lui Dumnezeu cu tainele ei, deși noi zicem că nu avem taine, atunci să le zicem necunoscute. Pentru mine, din punct de vedere biblic, e foarte clar că noi ne vom cunoaște în veșnicie. Deci eu în veșnicie o să știu că ăsta e fratele Bergeanu cu care am ținut emisiune. Doamne ajută! Fratele Bergeanu o să zică, bă, ăsta e Iuca care m-a enervat și mi-a dat emoție, nu a vrut să-și pună cravată în ziua de Paști, că o să țin minte chestia asta sau eu știu toate chestiile astea, dar ceva, în același timp știu că trupul de aici nu are nicio treabă cu ce va fi dincolo. De ce spun că ne vom cunoaște? Că asta e mânghierea pentru cei care au plecați în veșnicie și s-ar putea unii să fie avut în mormântare și în ziua de Paști. Acum, ăștia care au în mormântare în ziua de Paști sau a doua zi de Paști, ăștia într-un fel, în limbaj omenesc din nou, eu zic că sunt un pic mai binecuvântați, ei cred că, păi frate, sunt grob pe mama în ziua de înviere. Păi zic, da, dar predicatorii toți au spus Hristos care a demonstrat înviind, a înviat și pe mama. Dar poate sunt oameni și întreba, oare îl voi cunoaște pe ăla, îl voi cunoaște pe tata, îmi voi cunoaște copiii? Da, ne vom cunoaște. Deci Biblia arată foarte clar că ne vom cunoaște, stătea de vorbă cu Moise și Ilie, dincolo era Bogatul, era Lazar. Deci e clar că îi cunoaștem, dar să nu ne facem noi imagini de pe aici cum va fi, că va fi total diferit. Foarte interesant că tot în capitolul 15 se vorbește despre taina tainei lui Hristos. Biserica e taina lui Hristos, iar răpirea este taina tainei lui Hristos. Dar noi nu avem taine, noi numai avem lucruri pe care nu le înțelegem. Da. Secretul lui Dumnezeu. Da. Aici sunt din ăștia cu limba greacă, cu tare, care o să ne explice cum e cu taina asta pe care noi... Și încheierea este absolut magnifică. Dacă vreți să vă referiți, aveți Biblia deschisă acum... De la versetul 55, este un triumf, este o sfidare a morții pe care de fapt Hristos a și demonstrat-o prin propria lui înviere. Dar va fi trupul acesta supus și în viitor. Putrezirii, că așa a lăsat Dumnezeu, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor, deci asta pentru mine e foarte important, că deși eu nu voi învia cu trupul acesta, există o legătură între trupul acesta și trupul viitor. Și ne întrebăm oare... Particulele fizice vor sta la baza trupului viitor sau caracterul nostru, construcția spirituală? Zic să chemați pe altul să aveți emisiunea asta, că am vrut să vă spun că după ce am invitat aici vreo câțiva profesori de limba greacă să ne explice cu toate tainele și după ce ne-ar explica vreo două ore pe scurt cu toate tainele, mă tem că pentru noi ar rămâne o taină. Da? Dar trupul acesta se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință și se pune, nu, întrebarea retorică, unde ți este biruința, unde ți este boldul, moarte. Partea frumoasă, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă victoria, biruința, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Toată slava, toată gloria este a Lui, pentru că în El, în Cel Viu, să nu uităm, în El Cel Viu, care totdeauna a fost viu. Dar noi privim iară secvențial, da? Că acum s-a încheiat săptămâna mare, dar eu mereu le aduc aminte oamenilor că pe cruce n-a murit Dumnezeu în sensul că Dumnezeu n-a mai existat. Nu poți vorbi de moartea lui Dumnezeu, ci vorbești de moartea trupului lui Hristos. Apropo de asta, eu mereu le spun tinerilor și nu numai, cât de important este trupul nostru, asta cu putrezirea. Cât de important este, vezi, în viața lui Hristos, ce a făcut Iisus Hristos prin trupul Lui pentru noi și ce ar însemna pentru mine și pentru un tânăr și pentru o tânără să-și pună trupul 100% la dispoziția lui Dumnezeu,
să-l păstreze sfânt, curat și prin viața trupului și prin moartea trupului, cât ar putea să fie glorificat Dumnezeu. Asta este o temă de două, trei emisiuni cu trupul nostru, că noi atât vorbim despre suflet, trupul acesta supus slăbiciunilor, dar care l-am primit-o de la Dumnezeu. Ce înseamnă să fie dedicat lui Dumnezeu în întregime? Că până la urmă noi nu-L slujim pe Dumnezeu doar la nivelul minții. Eu îl slujesc pe Dumnezeu cu mâna asta, care e parte din trup, care va putrezi. Și putem fi prelungirea mâinilor lui Dumnezeu cu mâinile astea, așa cum și atunci, sunt. După partea asta, ca principiu, pentru toate mulțumirile trebuie să le primească Dumnezeu. El ne dă victoria prin Hristos, ca așa a hotărât. De aceea, acum e concluzia, pentru noi, prea iubiții mei frați, am zis că noi trebuie să-i primim, privim ca frați și pe ea care au fost duși în rătăcire, pe un subiect, iarăși, că dacă ne ține Domnul viață, poate îl prindem pe Toma, cu Duminica Tom, eu zic că e Duminica noastră, nu a lui Toma, dar ne aducem aminte de Toma, unii îl cam boxează pe Toma și îl fac mare nemernic, eu spun, nu, fii cinstit cu Toma, Toma nu s-a lepădat de Hristos. Toma a crezut în nașterea lui Hristos, în lucrările lui Hristos, în minunile lui Hristos. Toma a fost sincer și a spus, eu nu cred în învierea lui trupească. Am niște condiții. Deci și aici cei din Corint n-au aruncat toată Evanghelia. N-au aruncat credința în învierea lui Hristos. Ce au spus, frate Pavel, noi nu mai credem în învierea noastră. Și Pavel spune, sunteți frații mei, dar vorbiți ca niște oameni fără minte acum, influențați de alții. Dacă rămâneți așa, sunteți pierduți. Eu, fratele vostru, trebuie să vă conving să reveniți și voi investi să vă conving. De asta spune Iacob, cine salvează o astfel de persoană. Și noi ar trebui să investim... Cumpere o sumedenie de păcat. Exact cum s-a investit în Toma. Deci pentru mine ucenicii au primit așa o bilă super faină. Toma nu crede în înviere și apostolul spune, ești fratele nostru, rămâi cu noi, ne rugăm toți cu tine și te vom ajuta să ajungi tu la convingerea. Se zice că biserica este singura armată care uneori își omoară răniții. Nu adevărata biserică. Nu adevărata biserică. Da, da. Prea iubiții mei frați, fiți tari. Adică rămâneți la ce v-am spus eu, la Evanghelie. Neclintiți, să nu vă clintească nimeni. Dimpotrivă, sporiți în lucru Domnului, că știți că osteniala voastră în Hristos, ceea ce pentru noi înseamnă în cuvânt, în învățătoarea curată, nu este fără rost. Hristos le vede și uneori poate osteniala noastră noi o vedem doar în cele pământești folosite pe plan spiritual. Adică transpir să tai niște lemne, transpir să... Eu cred că este o osteneală mai mare în a păstra adevărul curat. Nu vreau să deschid subiectul cu osteneala noastră, că mă mai întreabă câte unul, zic că frate, cum ai reușit să scriu? Păi zic, dacă păstorii n-au nimic de lucru, mai scriu și eu câte ceva. Ce înseamnă osteneală din punct de vedere spiritual? Și intelectual. Ce înseamnă osteneală? Să păstrez curată Evanghelia lui Hristos când sunt atâtea învățături false. Ce înseamnă osteneală? Să te rogi, să porți rupte spirituale în rugăciune. Ei, dacă sunt mari și pentru noi și pentru biserică, dacă a purta Evanghelia învierii lui Hristos, acelui veșnic viu, înspre alții, că asta făceau apostolii, îl predicau pe Hristos. La un moment dat, în Faptele Apostolilor, asta era mesajul, da. Predicarea învierii lui Hristos. Dacă asta era deja apogeul. Apogeul în care, dacă și aici te împotrivești, chiar se vede că nu. Eram într-un cămin cultural după Revoluție, undeva lângă Reghin, la Deag, cred că îi zice localității. Și zice un bătrânel din mulțime, domnul Iacob, nu pot să cred că pot să mă nasc din nou. Și îi spun eu, cred lumina de Duhul Domnului, dacă la îndemâna dumneavoastră, cum vă numiți, Ioan, domnul Ioan, ar fi puterea care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, credeți că ar putea să vă învieze și pe dumneavoastră, să vă nască din nou? Deci încă așa ceva aș crede. Da. Și a mers în Efeses și Pavel chiar așa se roagă să Dumnezeu să le deschidă mintea, să vadă că la îndemâna lor este nemaipomenită mărimea puterii Dumnezeu. Da, da. Asta este nașterea secretul. Nașterea din nou o face Duhul lui Dumnezeu, doar noi ne facem partea în procesul pentru că acesta. Puterea învierii lui Hristos este Duhul lui Dumnezeu. Și totuși mai avem 5 minute, o întrebare de final.
Domnul Iisus Hristos a spus că eu îmi dau viața, nimeni nu mi-o ia cu forță, am putere să-mi dau viața și am putere să-mi iau viața. Pentru că era Dumnezeu. Întrebare. Sunt perfect de acord ce ați amintit, că n-a murit ca Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu nu moare. E contradicție de termeni. Dar Domnul Iisus, alături sau prin Duhul Sfânt, a contribuit la propria lui înviere sau a fost absent din propria lui înviere? E o întrebare un pic mai complicată, dar acum seara putem să avem. Să ne dăm să miroasa creier ars. Eu încă n-am reușit, și mă bucur de asta că nici n-am încercat, să-L despart pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în pătrățele cum vreau eu. Nu, dacă alții pot să-L despartă, Domnul să se îndure de ei. De ce spun eu? Că unele lucruri sunt atât de simple și clare și eu îl binecuvintez pe Dumnezeu că atunci când e vorba de mântuirea mea și de viața mea, lucrurile sunt simple care că le poate înțelege și un copil. Când intru eu în lumea lui Dumnezeu, să pricep eu de ce a ales Dumnezeu să mă iubească, de ce și-a asumat Dumnezeu, de ce îngăduie Dumnezeu ca să existe și satana, de ce îngăduie Dumnezeu asta și asta, pot găsi niște explicații omenești. Unele poate le găsesc în Biblie, dar nu toate. Dar sper să n-ajung niciodată la nebunia de a încerca să-L înțeleg pe Dumnezeu în totalitate. În afara ceea ce mi s-a descoperit el. Acum, de exemplu, referitor la înălțarea la cer. Noi știm că în cele patru evanghelii sunt patru profile a Domnului Iisus. Este, mă rog, ca împărat, ca slugă, slujitor, ca om și ca Dumnezeu, în ordine cele patru evanghelii. În evangheliile în care e prezentat, în Evanghelia Luca, în care este prezentat ca om, zice că a fost înălțat la cer, diateza pasivă, a fost ca om, a fost înălțat la cer. În altă parte zice că s-a înălțat la cer. Ei, amândouă privite prin răspunsul prima, este da. Da, răspunsul umană este da. Și divină au legătură, da, da. Așa că nu cred că vă îndoiți că Domnul Iisus a fost prezent în propria lui înviere, pentru că nu murise ca Dumnezeu, ci murise ca om doar. Pot să complic și eu și să spun ce spune Pavel când era Hristos pe cruce și striga Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pavel spune Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. 2 Corinteni 5. Da, da. Dacă ne întoarcem la astea, le dăm o bătaie de cap. Da, le stricăm. Un mesaj de 3 minute de final adresat telespectatorilor. V-aș ruga să-i priviți în ochi și dumneavoastră să vă... mai simplu da. Să dau mai scurt decât 3 minute. Se poate și mai scurt. Hristos a înviat, adică nu există mesaj. Când ai spus Hristos a înviat, ai spus totul și eu a zice să avem o rugăciune de mulțumire. La bine, adaug Dumnezeu, puțin da. Legat de, zice că un propagandist ateu într-un cămin cultural, știți întâmplarea, a vorbit oamenilor că Dumnezeu nu există. În sfârșit, nu lungesc povestea. După ce a terminat el toată polologia asta, un bătrânel a zis, dați-mi voie să spun și eu, da, îți dau voie, dar 30 de secunde. Nu, mie îmi trebuie numai 3 secunde. S-a urcat pe scenă și a zis, Hristos a înviat și toată adunarea adevărat că a înviat. Deci s-a terminat, s-a da, da. Vă rog. Da, asta este partea frumoasă. Hristos a înviat, nu a mai murit, nu mai moare niciodată. Să nu încercăm să-L răstignim noi, că nu vom reuși să-L răstignim. Hristos este ceea ce a fost dintotdeauna și este... deocamdată, pentru binele și fericirea noastră în planul lui Dumnezeu. Dacă noi acceptăm adevărul înviere sau nu, e chiar problema noastră, nu avem cum să, prin negarea noastră, nu schimbăm realitatea. Ne putem face bine nouă sau ne putem nenoroci pe noi. Sfatul nostru și acum, ca întotdeauna, cei care sunteți ai lui Hristos, chiar dacă nu înțelegeți toate lucrurile, cum va fi cu învierea, cu toate alealte, rămânem cu Hristos, îl iubim pe Hristos, îl slujim pe Hristos, pentru că El știe să rezolve și problemele mici și problemele mari. Cei care încă sunteți în căutarea unor dovezi, dacă nici 2000 de ani de istorie nu vă pot lămuri, dacă nu v-a putut lămuri Hristos, atunci cine să vă lămurească? Iar dacă unii mai ziceți, dacă ar veni cineva din morți, oameni buni, Hristos de acolo a venit din morți. Dacă nu-L credeți pe El, pe cine o să credeți? Că o să vină bunica, că o să vină vecina care a murit de 10 ani să vă spună că e adevărat? Haideți să luăm cu seriozitate cuvântul lui Dumnezeu, care este clar, este în limba noastră, pe înțelesul nostru, să-I mulțumim lui Dumnezeu nu doar pentru o zi de sărbătoare, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru Fiul Său, care rămâne viu în vece vecelor, are toată puterea în cer și pe pământ și a hotărât să locuiască nu doar în ceruri, ci a hotărât să locuiască în mine și în tine, copiii Lui răscumpărați de pe pământ,
să ne ducă prin bucurii și prin necazuri înspre glorie și fericire veșnică. Propun să încheiem cu o rugăciune de mulțumire Dumnezeului Atotputernic. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne copleșește planul tău măreț. Nu avem îndrăzneală să spunem că înțelegem de ce ne-ai iubit, de ce ne-ai creat, de ce ne-ai dat dreptul să fim ființe libere, chiar să ne răzvrătim împotriva ta. Nu putem înțelege de ce singurul tău fiu a trebuit să vină să moară în lume. Teoretic le știm pe toate, știm că n-a existat o altă jertfă posibilă. Ne gândim la câtă suferință a îndurat fiul tău și nimeni n-avea voie să-i facă asemenea, să-i producă asemenea stări sufletești. Nimeni n-avea voie să-l scuipe, să-l păimâiască, să-l atârne pe cruce. Nu vrem să spunem că am fi o generație mai bună și că dacă astăzi ar fi fizic fiul tău între oameni, noi l-am tratat mai bine. Ce te rugăm este să ne ierți, Doamne, să ne ierți, să ne știi limitările și în bunătatea ta să continui să ne ajuți. Sunt atâtea momente în care ne dorim din suflet veșnicia. Sunt atâtea momente frumoase în care credem din toată inima în tine, credem în învierea ta, credem în învierea noastră. Sunt momente în care diavolul ne încearcă cu îndoială, pune în mintea noastră tot felul de întrebări, încercăm să căutăm tot felul de explicații cu sau fără rost. Doamne, vrem să spunem astăzi, în zi de sărbătoare, că nădejdea noastră este în tine. Ne aducem aminte cu bucurie că i-ai căutat pe ucenicii rătăciți acolo unde au fost, i-ai adus înapoi lângă tine, le-ai adus aminte că sunt frații, surori și că i-ai trimis în lume, împreună, fiecare cu daruri, la fel sau separate, împreună în loc sau doar împreună în Duhul, cu un singur mesaj, mesajul transformării radicale și veșnice, prin Fiul Tău veșnic viu. Te rog astăzi, înfrățește-ne mai mult pe toți copiii Tăi. Ajută-ne să ne iubim mai mult, să dăm la o parte bariere care chiar nu și-au rostul, să arătăm oamenilor iubindu-ne unii pe alții că suntem ai Tăi. Și în timp ce ne cauți, ne readuci, ne reașezi acolo unde trebuie să fim, ne trimiți, ne corectezi, te rugăm adu lângă noi și pe alții. Adu-i pe cei dragi din casele noastre care nu sunt și în familia ta, adu-i în împărăția ta pe vecinii noștri care poate nu sunt acolo unde trebuie, adu-i înaintea ta și în împărăția ta pe prietenii noștri, pe refugiații din țara noastră, te rugăm inclusiv pe dușmanii noștri, ajută-i să înțeleagă și ei că au loc în inima ta, au avut loc în inima ta atunci când ai stat pe cruce și ai purtat înaintea Tatălui. Au loc în inima ta și încă ai loc pentru ei în împărăția ta glorioasă. Îți mulțumim din inimă, Doamne Iisuse, că ești viu, că ești păstorul turmei tale. Îți mulțumim că rămâi căpetenia poporului tău și vrem ca în iubire față de tine să rămânem pasionați în a-L iubi pe Dumnezeu, în a asculta de Duhul Sfânt și a purta o evanghelie a învierii tuturor celor din jurul nostru. Binecuvântă națiunea noastră, binecuvântă națiunile vecine, te rugăm. Dă multă pace în lume, iar nouă dă neînțelepciune să folosim vremurile de pace pentru a participa la împlinirea planului tău. Iar dacă vreodată în bunătatea, în suveranitatea ta vei îngădui și vremuri de crize, fă ca și acestea să ne arate cât de glorios ești tu și să nu privim în primul rând la crize, ci la cel care conduce toate lucrurile spre binele familiei sale. Amin. Amin. Cuvintele mulțumiri adresate pastorului Viorel Iuga, președintele cultului creștin baptist din România și dumneavoastră tuturor, Hristos a înviat!